România după Marea Unire. Principalele reforme. Știați că salariul unui deputat în perioada interbelică era teoretic doar de două ori mai mare decât al unui profesor de gimnaziu. Introducere. Prin decizia Parlamentului întrunit din data de 29 decembrie 1918 de a vota legile de unire cu Basarabia, Bucovina și Transilvania, idealul național de secol a fost atins. Începea totuși munca titanică de a încorpora aceste vaste teritorii la țară, ceea ce s-a dovedit a fi o misiune foarte dificilă. Teritoriul noului stat român s-a dublat, iar populația la fel. Capacitatea industrială a țării a crescut de trei ori, mai ales datorită unirii Transilvaniei și Bucovinei, care beneficiaseră de investiții austro-ungare. Discrepanțele sociale între noile teritorii și cele ale vechiului regat au reprezentat doar una dintre problemele cu care s-a confruntat România interbelică. Marile reforme O caracteristică a României interbelice despre care vom vorbi în alte lecții a fost instabilitatea politică. Cu toate acestea, primele guverne din această perioadă au înțeles necesitatea respectării promisiunilor făcute cu ocazia războiului, reforma electorală și cea agrară. Prin modificarea Constituției, aceste promisiuni a devenit posibile și după terminarea războiului s-a trecut la împroprietărirea țăranilor prin expropierea marilor proprietăți funciare. Reforma agrară a fost terminată în 1921, reușindu-se în proprietărirea aproximativ 1,4 milioane de familii cu circa 6 milioane de hectare, suprafață care s-a dovedit insuficientă. Trebuie să spunem de la început că reforma nu a rezolvat problema agriculturii, datorită fărămițării proprietății pe termen lung, slabei productivități și lipsei mașinilor agricole moderne. Reforma electorală a fost votată în 1918 și se baza pe eliminarea votului cenzitar și introducerea celui universal, egal, direct și secret. Toți bărbații majori, peste 21 de ani, puteau vota indiferent de avere. Erau excluși militarii, magistrații și femeile. Au existat, desigur, numeroase abuzuri și limite ale acestei reforme, dar, în general, a dus la o democratizare a vieții românilor și la o explozie de partide pe scena politică. Situația economică și socială. Unirea a reprezentat un stimul enorm pentru dezvoltarea economică a țării. Cel mai mult a beneficiat industria cărei producție s-a dublat față de perioada antebelică. Au apărut ramuri slabe exploatate precum industria siderurgică și chimică, iar cea alimentară s-a dezvoltat considerabil. Industria petrolieră, mai ales pe Valea Prahovei, a beneficiat de importante investiții occidentale, engleze, franceze, americane și germane. Cu toate acestea, agricultura a rămas ocupația aproape 70% dintre români, deci am putea afirma că țara a rămas agrară. Totodată însă, creșterea valorii pieței interne și dezvoltarea unor clase sociale a creat tensiuni care se vor exacerba odată cu apropierea celui de-al doilea război mondial. Integrarea provinciilor românești A fost un obiectiv principal al politicienilor români și trebuia să ia în considerare particularitățile legislative, instituționale și cutumele fiecărei astfel de regiune. După dizolvarea organismelor locale care realizase reunirea, s-a trecut la preluarea sectoarelor administrative de transport, a vămilor și a poliției, precum și Unirea Monetară. Structura etnică a țării a suferit modificări semnificative, au crescut minoritățile naționale precum maghiarii, germanii, evrei, urmați de ucrainieni, etc. Drepturile acestora au fost consemnate în noua Constituție din 1923, care prevedea egalitatea tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, și posibilitatea formării de partide politice pentru minorități. Idei principale După Unirea din 1918, principalul obiectiv pentru România a fost unificarea legislativă, administrativă și economică. Importantele reforme, agrară și electorală, au așezat România pe calea modernizării, cu toate limitele lor. Structura etnică a țării a suferit modificări prin apariția minorităților maghiară, germană și ucraineană. Întrebări. În care regiuni unite cu țara exista un potențial industrial foarte ridicat? În ce an s-a finalizat reforma agrară? Care era procentul reprezentat de minoritatea germană după unire?